Bună, dragul meu Taur, bine ai venit, bine ai revenit la predispozițiile pentru energia lunii decembrie, care se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Taur. Dragul meu Taur, sper că ai avut un an minunat, sper că ai reușit să treci cu bine peste toate provocările din acest an și îți doresc un decembrie minunat. Să ai casa plină și prosperă, să ai alături de tine oamenii dragi, și iubirea pe care o meriți, fără dar și poate. Decembrie va fi pentru toți o lună profundă, va fi o lună care va activa din nou zona comunicării și pragmatismul din relație. Va dori ceva legat de tradiție, să vedem cum se aplică și pentru voi în acest caz. Care este mesajul pentru Taur în luna decembrie? Care sunt predispozițiile pentru Taur în decembrie? Copilul prosperitatea și călătoria. Foarte interesant. Unii dintre voi, clar, veți fi axați pe iubire, pe familie, pe copii și pe toată iubirea pe care voi o aveți de oferit acestora. Copilul va fi în prim plan, în cazul în care aveți copii, evident. Unii dintre voi veți dori să puneți un plan în aplicare pentru un plan de economii, ceva pentru copii, pentru viața lor. Unii dintre voi vă veți oferi sprijinul copiilor sau familiei. Iar pentru alții dintre voi, cel mai important lucru pe care l-aveți de făcut acum este să vindecați durerea din trecut, poate lipsa de afecțiune pe care unii dintre voi ați avut-o, poate nesiguranța pe care ați căpătat-o în copilărie, la nivel de valoare, la nivel de stimă de sine, și să mergeți mai departe, mai bogați, mai înțelepți, mai puternici ca niciodată. Să vedem mai departe ce ne spun și cărțile de tarot pentru Taur în luna decembrie. Relație. Plan material și starea emoțională. Am luat patru cărți pentru fiecare săptămână a lunii, câte o carte. În prima săptămână a lunii voi sunteți puși pe fapte mari. Vă doriți o viață nouă, vă doriți ceva nou în viața voastră la nivel de relații, vă exprimați din suflet, fie cu voce tare, fie în gând, dorința de a începe din nou, cu încredere oarbă în ceva. A doua săptămână pentru voi vine cu succes în relații, posibil să reușiți acest nou început, să aveți parte de un nou început în relații. Pentru unele dintre dumneavoastră, doamnelor, a doua săptămână, posibil din luna decembrie, să fie de foarte bun augur și să rămâneți însărcinate. Dacă vorbim despre dumneavoastră, domnilor, de asemenea, s-ar putea să primiți o veste bună că sunteți tătici. Dacă vorbim despre familie, atunci o realizare a copilului vostru sau o realizare a voastră alături de familie vă urcă pe culmile succesului și către împlinire. A treia săptămână vă prinde cumva ușor introspecți, să spunem, și ușor nerăbdători. Veți dori ca acest succes să fie pe termen lung și veți avea nevoie să aveți, veți avea nevoie să fiți foarte răbdători și să luați o decizie foarte importantă pe termen lung care vă va ajuta enorm.
situația stă cam așa. Se prezintă un nou început aici, fie că sunteți într-o căsătorie, într-o relație stabilă, fie că sunteți în separare, fie că sunteți persoane singure. Luna decembrie vine pentru voi cu noutate, cu ceva nou. Apare ceva nou în viața voastră, ceva de mult așteptat și ceva posibil început de o vreme încoace, care va fi de foarte mare succes. Însă va trebui să luați alegerile, să faceți alegerile cu foarte mult calm. O alegere aici veți avea de făcut. Să vedem mai departe. Încheiați anul în scriindu-vă rezoluțiile. Avem regele de bâte aici. Încheiați anul sub o formă foarte puternică care vă transformă complet viziunea. Veți trece printr-o transformare la nivel de relații, fie că se îmbunătățește extraordinar de mult relația cu copilul vostru, fie că stabiliți, faceți niște planuri care vă vor ajuta copiii de acum pe mai departe, fie că voi reușiți să vă înțelegeți rădăcinile, neamul, fie că aflați ceva din trecutul vostru care vă va ajuta acum să vă reclădiți la nivel de suflet, fie că apare cineva din trecutul vostru, cineva care a lăsat rădăcini adânci în sufletul vostru, veți fi foarte puternici și acest tip de eveniment despre care vorbim aici va fi unul de transformare profundă interioară. Ce decizie puteți să luați sau în legătură cu ce este această decizie? Cu vindecarea unor rând din trecut, 9 de bâte. Veți avea de ales dacă mai duceți o luptă sau nu. Veți avea de ales dacă veți continua să vă vedeți ca o victimă în ceva anume legat de relația voastră sau ca un învingător. Și apare steaua. Pentru că intrați pe o linie temporală de destin, să spunem, de predestinare, o linie temporală care este cea mai aproape de vibrația voastră energetică acum. Destinul vă arată aici calea. Destinul vă întâmpină cu frumusețe și cu iubire. Unii dintre voi intrați pe o nouă direcție, toată... Veți fi destinatarul... Este ca și când universul vă trimite aici multe lucruri bune și voi veți avea de ales ce anume opriți și cu ce anume veți rezona. Există aici un puternic sentiment de noutate în viața voastră. Unii dintre voi veți schimba țara în care locuiți sau vă faceți plan să vă mutați din țară, iar alții dintre voi declarați iubirea cuiva de suflet, cuiva care v-a făcut să vă simțiți vulnerabil, posibil, pe vremuri, dar cu care acum aveți șansa să faceți pace. La nivel de plan material sau serviciu, prima săptămână vă prinde un pic tensionați, posibil să vă faceți planurile de vacanță sau bilanțul pe anul acesta și să nu înțelegeți exact cum stă treaba cu socotelile. A doua săptămână vă prinde înțelepți, ieșiți din vibrația aceasta joasă a atașamentului și căpătați o înțelegere, o profunzime, un nivel de înțelepciune în legătură cu banii, în legătură cu profesia voastră. Faceți o analiză, o retrospectivă a anului și înțelegeți că de fapt a fost unul de succes și că există și pe mai departe șansă de reușită. S-ar putea unii dintre voi să fi dorit mai mult și să aibă așa un mic șoc când vedeți cifrele sau chestii de genul acesta, însă în esență cifrele acelea de fapt înseamnă un succes și cumpătarea. Unii dintre voi veți da dovadă de foarte multă răbdare sau pentru ca succesul acesta formidabil să vină către voi, va trebui să aveți răbdare.
Ce mai avem aici? Opt de bâte, acțiune, voi doriți să faceți lucrurile mai repede, dar va fi nevoie să fiți foarte cumpătați și să aveți încredere că toate lucrurile se așează în favoarea voastră, indiferent de situația la care voi vă gândiți acum. Iar la nivel de stare emoțională, după cum spuneam, prima săptămână vă prinde cu tristețe, da, avem și aici semnul, cartea diavolul, vă prinde cu tristețe, posibil acest nou început să vă dea un pic de dureri de cap, să vă fie un pic frică, cu frici. Dar mergeți înainte pe drumul vostru că este cel bun, aveți încredere că aveți susținere, veți avea tot ce aveți voi nevoie să reușiți. În a doua săptămână din decembrie lucrurile se stabilizează, unii dintre voi vă vindecați de o provocare medicală prin care ați trecut. Cu regele de cupe aici, în a treia săptămână, deja armonia se instalează în sufletul vostru, iar spre sfârșitul lunii veți avea nevoie să realizați că să trageți așa o linie la nivel de an 2022. Compasiunea și empatia sunt cheia pentru reușita voastră în orice domeniu. Că fără iubire, fără compasiune și fără empatie, nu puteți realiza practic nimic în viața voastră, pentru că doar despre asta este vorba. Veți reuși să ieșiți cu iubire dintr-o situație neplăcută sau dintr-un compromis. Încercați să nu opuneți rezistență, unii dintre voi vor opune rezistență într-o anumită direcție, dar nu veți putea controla sub nicio formă. 6 de spade, vindecarea. Unii dintre voi trebuie să lăsați să plece pe cineva din viața voastră, lăsați-i să plece, pentru că acest nou început pe care voi îl aveți acum este înzecit. Înzecit mai bun pentru voi. Sau unii dintre voi trebuie să lăsați să plece o situație, să încheiați ceva și opuneți rezistență. Ușurați-vă munca și încheiați, pentru că uitați aici, aveți daruri multe. Încheiați ceva, dar cu drag, cu vorbă bună, cu diplomație și cu empatie, nu cu stres. Luna. Aveți parte de o manifestare aici, aveți grijă la ochiul stâng, la partea stângă, la energia feminină. Aveți parte de manifestare aici, iar doamnelor, unele dintre dumneavoastră chiar veți afla vești că sunteți însărcinate. Catalismane. Părăsiți o situație toxică, după cum vă spuneam, dar o veți părăsi prin vorbă dulce, prin iubire, prin compasiune, prin înțelegere. Avem aici arhetipul fecioarei care spune, va apărut și eremitul, care spune înțelepciune și înțelegere, să văd exact obiectiv situația. Pentru voi, dragii mei tauri, luna decembrie va cere obiectivitate, o inițială R și o karma. Închideți o karmă de destin și vi se deschide un nou portal energetic, un nou sens de predestinare care vă duce către tot ceea ce sufletul vostru își dorește. Bine ai venit, abundență în viața mea. Veți culege roadele dorinței sufletului vostru. Mai iau o carte. Eliberare. Vă eliberați, da? Închideți un ciclu puternic, ceva ce nu a funcționat. Veți avea putere, realizare și determinare să faceți toate lucrurile în luna decembrie. Foarte bună cartea, foarte bună energia. Și la ce trebuie să se concentreze taurul în luna decembrie? Un ochi râde și unul plânge, lacrimi de bucurie și lacrimi de tristețe. Trebuie să vă despărțiți de ceva, trebuie să lăsați în urmă ceva
pentru că altceva începe. Parcă sunteți supărați că ceva se încheie, triști, dar pe de altă parte sunteți fericiți că ceva nou începe în viața voastră. Eu zic că este o energie foarte bună. Vă doresc să aveți un decembrie minunat, să aveți parte de iubire, să petreceți frumos sărbătorile alături de cei dragi, să vă prindă în armonie, cu multă iubire, cu sănătate, noul an și să fiți bine. Vă doresc din suflet multă armonie, la mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși. Vă îmbrățișez. Pa, pa!